Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Adevărul Secret. Astăzi vom vorbi despre istoria interzisă a omenirii și vă voi prezenta o serie de descoperiri extraordinare care au ieșit din ce în ce mai mult la lumină în ultimii ani și care conduc la înțelegerea istoriei omenirii dintr-o perspectivă cu totul diferită față de cea acceptată oficial de umanitate. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să afli imediat când lansăm documentare și teorii incredibile pentru tine. Oameni buni, nu putem să vorbim despre istoria reală a omenirii fără să ne întrebăm în nenumărate rânduri cum este posibil ca lucruri atât de uimitoare și de importante să rămână foarte puțin cunoscut marelor mase de oameni, iar semnificațiile care se desprind din ele să fie catalogate din punct de vedere oficial ca simple teorii fanteziste. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Însă vreau să vă aduc în atenție faptul că peste toate aceste adevărate revelații s-a așternut în mod invariabil tăcerea, ceea ce arată foarte clar că în realitate nu se dorește să fie cunoscut adevărul. De asta suntem noi aici, canalul Adevărul Secrete. Și se pare că istoria reală a omenirii este pur și simplu interzisă de către o stranie și îndârjită conducere ascunsă. Și nu uitați că cei care au încercat să sensibilizeze pe ceilalți semeni ai lor asupra faptului că sunt menținuți în mod intenționat în cumplită ignoranță au fost acuzați de propagande periculoase, teorii ale conspirației fiind sistematic, bineînțeles, ridiculizați și marginalizați de către elita specialiștilor. În ghilimele, desigur. Oameni buni, adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit. Și până la urmă, este vorba despre cine suntem noi, ca specie umană. Realitatea în care trăim este mult mai vastă și mult mai fascinantă decât își imaginează cei mai mulți oameni, care bineînțeles că se complac să accepte pasivi ca alții să gândească în locul lor și să le ofere doar cadrul limitat al unor concepții care uneori sunt aproape infantile. Însă, pentru cei care au curajul să cerceteze și să aprecieze singuri anumite concluzii, este din ce în ce mai evident că semnele timpului în care marile secrete ale omenirii vor fi dezvăluite au sosit deja. Mare atenție! Elita arogantă și responsabilă care ne conduce astăzi și care se consideră îndreptățită să ascundă adevărul și să manipuleze destinele a miliarde de oameni a început deja să fie demascată. Mare atenție la evenimentele care se vor întâmpla în jurul nostru în viitorul apropiat. Desecretizarea acestor aspecte însă va atrage dărâmarea întregului eșafodaj al teoriilor oficiale actuale. Practic tot ceea ce cunoașteți până acum va fi un pic zguduit. Este necesar să cunoaștem adevărul, pentru că aceasta este puterea care ne va face liberi. Odată ce adevărul nu va mai putea fi interzis, cu siguranță că se va realiza un salt atât de mare de perspectivă, încât oamenii viitorului vor privi la actuala concepție oficială despre istoria omenirii, la fel cum privim noi acum concepția celor din Evul Mediu, care afirmau că Pământul este plat și se află în centrul Universului. Haideți să vedem însă mai exact despre ce este vorba și să le luăm pe rând. Cei mai mulți oameni din zilele noastre consideră că până acum 6-7 mii de ani, strămoșii noștri erau îmbrăcați în piei de animale, mergeau la vânătoare cu topoare de piatră și se aflau la un nivel de civilizație rudimentar. Aceasta este, de fapt, ceea ce am fost învățați în școli. Am fost de asemenea învățați, mare atenție, că de atunci oamenii au făcut în mod gradat progrese, iar noi acum reprezentăm apogeul oricărei civilizații care a existat vreodată pe acest pământ. Există însă o serie întreagă de elemente cu totul surprinzătoare, referitoare la istoria străveche a omenirii, ce nu pot fi încadrate sub nicio formă în această concepție oficială ce ne este băgată pe gât de către conducătorii noștri. Vreau să vă prezentăm astăzi pe canalul Adevărul Secrete câteva elemente care ne pot face să ne întrebăm de ce versiunea oficială a istoriei care ne este predată nu integrează aceste aspecte care sunt cât se poate de reale și de concrete. Există nenumărate construcții megalitice, adică uriașe, care au o vechime mult mai mare decât cea pe care istoricii oficiali sunt dispuși să o accepte în ziua de astăzi, adică în 2022. Și există piramide care sunt scufundate pe fundul oceanelor de peste 10.000 de ani și care denotă că la vremea când au fost construite exista deja o civilizație foarte, foarte avansată. Nu uitați că s-au descoperit artefacte antice care indică un nivel de cunoaștere și chiar tehnologic uluitor și nu în ultimul rând există consemnări în texte și inscripțiile antice despre realități pe care știința noastră abia de curând le-a descoperit. Și haideți să vorbim un pic despre piramida lui Cheops. Știu
Știu, probabil o să spuneți, ah, nu, iar piramidele. Dar ascultați un pic până la sfârșit. Ei bine, piramida lui Cheops, această construcție, este considerată ca fiind singura care mai există și totodată cea mai veche dintre așa numitele cele 7 minuni ale lumii antice. Dar presupun că asta deja știați. Însă ceea ce impresionează în primul rând la Marea Piramidă este gigantismul construcției. Și o să vă dau doar câteva date oficiale. Piramida este realizată din 2.300.000 de blocuri de piatră, unele având greutăți, mare atenție, de 40 de tone. Greutatea totală a piramidei este estimată la 6,5 milioane de tone, iar înălțimea acesteia este de 148 de metri, aproximativ cât un bloc cu 35 de etaje, iar până în secolul al XIX-lea ea a fost considerată cea mai înaltă construcție din lume. Așadar, chiar și numai din acest punct de vedere al dimensiunilor sale uluitoare, apare în mod evident faptul că cei care au construit piramida acum câteva mii de ani au trebuit să depășească o serie de dificultăți tehnice deosebite. Câteva dintre ele ar fi tăierea și transportul blocurilor de piatră, ridicarea acestor blocuri, îmbinarea perfectă, ce nu lasă niciun spațiu mai mare de o jumătate de milimetru între oricare două blocuri alăturate. Nu uitați, dragi prieteni, că mulți specialiști în domeniul construcțiilor și-au exprimat îndoiala că toate acestea puteau fi făcute de niște oameni care nu cunoșteau la acea dată, mare atenție, nici scripetele și nici roata și care au folosit doar butuși de lemn și funii din viță de vie, așa cum susține versiunea oficială. Nu uitați că teoria oficială care susține că această construcție s-a realizat în 22 de ani de către sclavii faraonului, dacă ea ar fi adevărată, aceasta ar însemna, conform unui calcul matematic foarte simplu pentru voi, că ei ar fi reușit să așeze într-un mod perfect câte un bloc de piatră de câteva tone la fiecare 5 minute și ar fi lucrat în acest rind continuu zi și noapte fără pauză timp de 22 de ani. Aspect care, trebuie să recunoaștem, este complet neverosibil oricât de mult credit am vrea să dăm acestei teorii. Și sunt mulți cercetători și ingineri din zilele noastre care afirmă că o asemenea construcție gigantică, cum este piramida lui Cheops, ar fi extrem de dificil de realizat chiar și în prezent, în ciuda tehnologiei pe care o deținem la ora actuală. Puțin dintre voi știu, probabil, că pentru a verifica toate acestea s-a constituit un grup de experți japonezi în construcții, finanțați de o companie de televiziune, care au decis în anul 1978, folosind atunci cele mai moderne macarale și mijloace tehnologice din momentul respectiv, să construiască o piramidă de 10 ori mai mică decât cea a lui Cheops, având doar 18 metri, mai mică, practic, decât un bloc cu 10 etaje, adică mai exact, fix cât un bloc cu 6 etaje. Ei bine, ce s-a întâmplat? Surpriză totală! Ei au întâmpinat atâtea dificultăți de natură tehnică și inginerească încât nu au reușit efectiv să construiască această piramidă. Vă întreb pe voi și vă rog să-mi răspundeți în comentarii sincer. Cum au reușit atunci oamenii de acum câteva mii de ani să construiască piramidele lui Cheops, dacă noi nu am reușit cu tehnologia actuală nici măcar să facem o piramidă de dimensiuni mult mai reduse? Însă, dragi prieteni ai canalului Adevăruri Secrete, caracteristicile uimitoare ale Marii Piramide nu se opresc însă doar la imensitatea construcției, despre care se vorbește peste tot. Proporțiile piramidei sunt astfel realizate încât să se obțină în interior acel efect specific de piramidă, care a fost constatat și validat de știința contemporană abia la jumătatea secolului 20, dar pe care se pare că cei care au construit piramida îl cunoșteau cu exactitate. Efectul de piramidă constă în manifestarea unor fenomene inedite și remarcabile datorită energiilor formei. Acest efect este maxim atunci când dimensiunile piramidei respectă anumite proporții și este orientată exact pe direcțiile cardinale, iar punctul în care se manifestă cel mai intens efect de piramidă este situat pe axa verticală a piramidei, la o treime din înălțimea sa. Astfel, camera principală a piramidei, denumită și camera regelui, este amplasată pe axa verticală la o proporție de 1:3 față de bază și 2/3 față de vârf, adică exact acolo unde energiile de formă au o intensitate maximă. Remarcabil este, de asemenea, și precizia formei piramidale. Potrivit măsurătorilor realizate din satelit, s-a constatat că vârful piramidei este deviat doar cu 6 mm față de verticala ridicată din centrul bazei, bază care are o suprafață de mai mult 5 hectare, adică aproape cât 7 terenuri de fotbal. Prieteni, a plasa unele peste altele mai mult de 2 milioane de blocuri de piatră de zeci de tone fiecare, a le îmbina perfect și a obține în final o descentrare
de doar 6 mm, raportat la 148 de metri înălțime. Și asta, folosind cum vor istoricii să credem doar funii de viță de vie, reprezintă o precizie uimitoare, pe care nici constructorii de azi în niciun caz nu o pot egala. Nici măcar telescoapele moderne nu sunt construite cu asemenea precizie. Mai mult, complexul arhitectural de la Gizeh este amplasat pe suprafața globului pământesc, exact acolo unde lungimea paralelei corespunzătoare acelui loc este egală cu lungimea liniei de longitudine. Fapt pentru care s-a considerat că acest complex a fost construit practic în centrul lumii. Cele patru laturi ale piramidelor se aliniază cu o mare precizie cu cele patru direcții cardinale, indicate de o busolă, instrument ce a fost însă inventat de civilizația occidentală abia la câteva mii de ani după construcția piramidelor. De asemenea, merită să ne punem o altă întrebare, la care iarăși vă invit să-mi dați un răspuns în secțiunea de comentarii. Trebuie să ne întrebăm cum erau iluminate coridoarele și camerele piramidelor egiptene. Arheologii susțin că erau folosite torțe, însă nicăieri pe tavan nu se văd nici cele mai mici urme de fum. În plus, nu există suficient oxigen în interiorul acelor camere pentru a susține arderea unei torțe. Unica soluție care ar putea explica modul lor de iluminare rămâne folosirea unei surse de lumină artificială. Un alt aspect care este foarte intrigant este acela că perimetrul bazei piramidei lui Cheops este egal cu cel al piramidei soarelui din legendarul oraș Teotihuacan, nume care în traducere înseamnă orașul zeilor, aflat în Mexic, la mii de kilometri distanță și într-o cu totul altă cultură. Această surprinzătoare corelație sugerează o legătură între cele două civilizații. Și vreau să vă mai prezint încă un lucru care merită adus în atenția voastră. Piramidele au fost descoperite și în Europa, și chiar în România. Și la un moment dat a făcut senzație declarația unui profesor universitar, și anume Ion Țiclean, care afirmă că noi am învățat pe egipteni să facă piramidele. Profesorul de la Facultatea de Geologie din București vine cu niște argumente științifice în favoarea tezei conform căreia vârful Toaca din masivul Ceahlău din România este în realitate o piramidă. Și vă rog să ascultați asta până la sfârșit. El afirmă că din punct de vedere geometric, vârful Toaca este construit în partea inferioară dintr-un trunchi de piramidă continuat cu un vârf piramidal teșit. Primul semn de întrebare l-a ridicat baza absolut pătrată a trunchiului de piramidă, cu latura de fix 296 de metri, înălțimea totală a acestei forme de relief fiind astăzi de 107 metri. În al doilea rând, oameni buni, este aproape imposibil ca două creste să se intersecteze, în mod natural, la exact 90 de grade. Și nu în ultimul rând, unghiul pantei, de pe partea de nord a vârfului Toaca, mai ferită de eroziune decât celelalte, este de 52 de grade, surprinzător sau nu, același ca și la faimoasa piramidă a lui Cheops. Prieteni, acestea nu sunt lucruri inventate, sunt fapte reale, dar care nu ne sunt prezentate în cărțile de istorie. Plecând de la acest unghi, s-a făcut reconstruirea piramidei, așa cum arăta ea inițial. Similitudinile cu piramida lui Cheops însă sunt tulburătoare. Construcția egipteană are una dintre fețe aproape perpendiculară pe direcția nord, iar fața similară a vârfului Toaca se abate doar cu 13 grade de la aceeași direcție. Raportul între lungimea laturii și înălțime folosit de arhitecții egipteni are aceeași valoare cu cea în care se încadrează și piramida reconstruită pe Toaca. Cam asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați-i un like, distribuiți-l mai departe. Și desigur, vă invit să susțineți canalul Adevăruri Secrete apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Și de asemenea, puteți deveni membri oficiali ai acestui canal apăsând butonul de join sau alătură-te. Până data viitoare, vizionați și alte documentare și materiale care vă vor pune pe gânduri aici pe canalul Adevăruri Secrete. Vă doresc un weekend fabulos și mare atenție la ce se întâmplă de fapt în jurul nostru.